Ia-mă acasă de Crăciun este titlul campaniei inițiată de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și are ca scop sensibilizarea tuturor celor care pot oferi copiilor aflați în centre de plasament sărbători mai frumoase alături de o familie. Pentru a lua acasă de Crăciun, un copil aflat într-un centru din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Giurgiu, solicitanții trebuie să depună o cerere la direcția noastră situată în municipiul Giurgiu, șoseaua Alexandrei, numărul 79. Sunt necesare are mai multe documente, după care specialiștii în asistență socială se vor deplasa la domiciliul solicitantului pentru a face evaluarea familială. Mai sunt necesare următoarele acte: documente de stare civilă, cărți de identitate, certificate de naștere, certificate de căsătorie, certificate de cazier judiciar, adeverințe medicale eliberate de medicul de familie, adeverințe de venit, recomandări, precum și un angajament și o declarație de confidențialitate. În scopul obținerii acordului privind învoirea unui copil din sistemul de protecție la domiciliul persoanelor care doresc să ofere o bucurie copiilor instituționalizați, va fi necesară și o deplasare a specialiștilor în asistență socială la domiciliul solicitanților. Specialiștii direcției vor recomanda copilul care se poate bucura de această mini-vacanță după ce acesta va fi pregătit în acest sens. Instituțiile care au inițiat campania Ia-mă acasă de Crăciun își doresc ca această campanie umanitară de responsabilizare socială să fie un început, iar familiile care vor găzdui copii cu ocazia Crăciunului să păstreze legătura cu aceștia și după mini-vacanța de sărbători.